Nici nu încercăm să înțelegem cine, eu, cine e vinovat. Mă folosesc de moment că este domnul Roșca. Dacă toți politicienii din Parlamentul de astăzi luau exemplul de la noi doi când am votat în 95, în 2005 pentru stabilitate, atunci problema era rezolvată astăzi. Eram în liniște și pace, da? A recunoscut domnule Roșca rolul dumneavoastră. Eu am recunoscut mai multe ori. Vreau să vă fac pasă, să vă întreb. Da. Ce avem la momentul actual? L-am auzit pe domnul Dodon care a spus că alianța este de vină. L-am auzit pe domnul Filat marți aceasta care a spus că domnul Ghimpu este de vină. Ieri l-am auzit pe domnul Ghimpu care a spus că domnul Filat este de vină. Domnul Lupu a dat de înțeles că totuși domnul Dodon s-a comportat cumva necorect, spunând că doar doamna Greceanu este candidatura potrivită și niciuna alta. Nu mă interesează cine este de vină. Au avut 62 de voturi. Nu s-a folosit de această situație. De ce? Vedeți, pentru că funcția de șef al statului este cumva divinizată, dacă vreți, în Republica Moldova. Oamenii consideră că dacă cineva devine șef al statului, el automat controlează jocul politic în Republica Moldova, devine o persoană extrem de influentă și așa mai departe. Eu, în general, cred că trebuie să discutăm dacă șeful statului face parte din guvernarea actuală sau trebuie să facă parte din guvernare, așa cum face parte, de pildă, un ministru sau primul ministru și așa mai departe. Da, Parlamentul votează, dar mie, în general, nu-mi place că lumea se concentrează atât de mult asupra acestei aritmetici la limită. 61, iată, ați avut 62 de voturi, dar n-au avut 62 de voturi. Au fost 62 de mandate care nu aparțin Partidului Comunist. Asta nu înseamnă, și eu îl înțeleg pe domnul Iacob când spune că nu erau garanții. Ceea ce pe mine m-a surprins este că prea puțină lume din cei care sunt în actualul Parlament au încercat chiar să găsească soluții pozitive, nu să decline responsabilitatea și să învinuiască pe celălalt. Dacă domnul Dodon a avut rațiunile lui și a plecat de la Partidul Comuniștilor, eu, de pildă, nu am înțeles de ce cei de la guvernare s-au bucurat ca niște copii și spus, gata, am rezolvat problema, nu mai vorbim cu domnul Voronin. De ce? Pentru că Voronin este un negociator dificil. Nu, dar asta mai mult presa. Eu presa și așa am înțeles. A implantat dacă această Dodon idee. S-a arătat dispus să voteze pentru un candidat la funcție de președinte, poate că domnul Marian Lupu, poate că nu, cred că ar fost bine să se insiste în continuare spre, și încă nu e târziu, să se insiste pe un dialog și cu Partidul Comuniștilor. Eu aș prefera, și repet lucrul acesta, ca șeful statului să fie ales de o cât mai largă majoritate. Nu la limită, o cât mai largă. Șeful statului să fie în egală măsură reprezentativ și pentru putere și pentru opoziție, dar să se angajeze, să nu se bage, dacă îmi permiteți acest verb, în activitatea curentă a Parlamentului și a Guvernului, să nu tragă sfori. Să nu zică, domnule, eu am ajuns președinte, m-am gândit la un alt prim-ministru, poate fac o combinație în Parlament și îmi fac guvernarea mea, ca să spun așa. Asta este temerea unora și altora, dar pentru asta este nevoie ca cei care sunt în Parlament să înțeleagă că alegerea șefului statului, în actuale condiții constituționale, impun anumite riscuri. Dar oricum trebuie să se meargă înainte. Exact. Eu cred că toți suntem de acord. Am rămas surprins de faptul că nu s-a înaintat nicio candidatură. Întrebarea pe care eu mi-o adresez și aș vrea să înțeleg este vorba de nedorința de a exercita un drept sau o obligație. Am impresia că totuși este mai degrabă o obligație a corpului legiuitor să aleagă șeful statului. Nu este un drept pe care, dacă vreau, îl uzez, da? Dacă vreau, fac uz de acest drept, dacă nu vreau, nu. Parlamentul este obligat să aleagă șeful statului.